Bună seara, doamnelor și domnilor, bun venit la știri. Astăzi, 17 septembrie, scuze pentru întârziere, drumul lung de la Suceava la București. Prima veste cu care încep este că mi-am închis poziția. Am ales să închid poziția pe la 61.400 pentru că mi-am atins targetul. Adică o să vă arăt pe grafic cam ce zonă am atins. Pentru mine este ok. Ce vreau să vă zic este următorul lucru. Atunci când ești decis să faci ceva, da, și îți propui și îți respecti și se întâmplă, după aia n-are rost să te superi că s-a mai dus ăla de 10 ori, s-a făcut de 100 de ori, că s-a dus 2 mm. Important este să faci ce îți propui. Eu am făcut ce mi-am propus. Acum aștept următoarea intrare. Bineînțeles că nu știu dacă voi intra short. Foarte probabil îmi sunt mult mai convenabile pozițiile long, dar hai să vedem știrile. O să încep cu acest articol. Investitorii găsesc speranță pentru că Bitcoinul dă un semnal pozitiv. Ideea este nu că Bitcoinul dă un semnal pozitiv, piața este nerăbdătoare să afle veștile legate de rata dobânzii și despre ce se întâmplă cu economia americană. Da? De fiecare dată când avem evenimente de genul ăsta, amintiți-vă la Bitcoin cu ETF-urile. Au venit veștile bune, după piața s-a desumflat un pic, că așa e normal, da? Așa e posibil să fie și aici. Este posibil să aveți surpriza vieții, să vedeți că vine vestea mult așteptată, bine, poate să vină o veste de aia, surpriză, să zică, domne, tăiem 100 de puncte, facem, dregem, gen, ceva de neașteptat, da? Și piața să vezi că începe o corecție. Și oamenii să zică, what? Dimineață v-am zis, la clipul postat, aveți grijă că poate urma o bubuială, poate urma ceva și v-am zis, puteți să ratați un moment și v-am zis, bă, eu nu ies din poziții pentru că ar putea să urmeze ceva. Bun, hai să vă explic treaba cu poziția mea. Da? Acum sunt liniștit, am ieșit. Îl dau pe daily, da? Este sus, a făcut acest wick, s-a dus fix în trendline-ul ăsta de rezistență, hai că vi-l dau așa. Dar o să-i scot indicatorii ca să rămână el cheluțul. Da? Bun, după cum vedeți, e un trendline, da? Început în iulie, atins în august, atins și acum, că așa trebuie, da? La un moment dat trebuie atins trendline-ul, lumânare barosană. Nu știu dacă se va întoarce piața gen de aici. Da? Fix la 61.400 mi-am pus ordinul, Doamne ajută. Eu am intrat la, stați așa, să punem aici 54.800, da? Până la 61.400, da, sunt 61.400 sunt cam 11.7-11.5. Ok. Mi-am atins asta, cât a durat? O grămadă de timp, gen, nu? De aici din 9 septembrie, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Da, 9 zile. Un procent și ceva pe zi în care stai, bă, nu faci nimic, că asta este. Da? Cam asta este cu trading-ul. Acum, hai să dăm drumul la indicator să-l vedem. Hei, unde te-ai dus? Mi-a plecat ăsta. M-am dus pe altul. Bun. Pe 12 ore, o corecție care se întoarce. Pe 6 ore suntem în urcare, dar better RSI bearish. Pe 4 ore suntem în urcare, dar ăsta a devenit bearish. De ce? Încă o dată vă arăt. Nu contează intervalul, contează chestia asta. Trend line. Da? Vedeți, trenduri. Ăsta este trendul mare cu roșu, ăsta este trendul cel mai mare. Da? Foarte probabil, următoarea tură ne întâlnim pe aici, până octombrie, da? Final de septembrie, început de octombrie, ne întâlnim cu trendul, care e pe la 52.000, da? Noi ne putem întâlni și aici, să zici că faci asta așa, și se întoarce în 53-54. Eu acolo o să mă poziționez din nou pentru long. Însă, piața poate să spargă această rezistență aici și să se ducă în următorul eșalon, da? Și după aia să se întoarcă pe ăsta și să-l confirme trend la 57-55. Ce vreau eu să văd acum
Îi dau drumul la indicatoare, da? Și vreau să văd așa. Băi, mi-l sparge pe ăsta? E magnet, 200 moving average-ul. Mi-l sparge, nu mi-l sparge, îl aștept. Dacă el aici urcă, să zicem, și se împotmolește în ăsta, din punctul meu de vedere e o zonă de short și o să vă anunț. Hello, copii, voi lua short sau nu voi lua? Vreau să vă zic din seara asta, aveți grijă la pozițiile cu leverage pentru că s-ar putea să fie pericol. Aveți grijă la pozițiile cu leverage că vorbesc cu oameni care îmi zic cu lejeritate 5x, 7x, băi, oameni buni. La 5x, dacă un asset face 20% corecție, s-a terminat poziția. Da? Multă lume nu-și dă seama, nu înțelege cum se calculează. În fine, vă doresc o seară minunată, aveți grijă de voi, multă sănătate, să ne vedem cu bine dimineața.